Ion Ce de România a trecut, acum exact un an, printr-o operație care, la propriu, i-a salvat viața. Fostei cântărețe fiindu-i scoase implanturile cu silicon care i s-au infectat. Acum însă, fosta iubită a lui Nicolae Guță pare să își fi revenit de minune de punct atunci, Mădălina Dumitru, fosta iubită a lui Nicolae Guță și mama fetiței de care manelistul pare să fi uitat, fiindcă a lăsat fotografiată mai deloc, ea postând pe conturile ei de socializare fotografii în care își arăta doar fața. Cu toate acestea, de Ion Ce de România și-a luat inima în dinți și, de curând, și-a făcut o poză în care se poate vedea în mai toată splendoarea ei. Fosta iubită a lui Nicolae Guță dovedind că și-a revenit pe deplin în urma operațiilor pe care a trebuit să le suporte pentru a scăpa cu viață. Iar rezultatul ședințelor foto pe care le-a realizat de Ion Ce de România este unul de natură să îl înnebunească pe Nicolae Guță. De altceva, dar cu o silietă ca de fotomodel, cu picioare mai tonifiate ca niciodată și cu un decolteu care, cel puțin în aparență, pare mai ferm decât înainte de a-și scoate silicoanele, de Ion Ce de România arată mai bine decât oricând. Toate acestea, fiosta lui Nicolae Guță nu are noroc în dragoste, motiv pentru care vrea să apară în emisiunea Puterea Dragostei pentru a-l impresiona pe Ianchi. La Puterea Dragostei mi-aș găsi cu siguranță iubit și, ca să fiu sinceră, deja îmi plac doi băieți din casă. Trebuie doar să vorbesc puțin cu ei ca să-mi dau seama care îmi este mai potrivit. Mi-ar plăcea, în primul rând, să-l cunosc pe Ian Cusper, mai ales că este și el artist. Am văzut că a început să-și cânte virgulă, mi-a explicat, în exclusivitate, de Ion Ce de România. De Ion Ce de România a fost operată de urgență. A fost norocul nostru că am găsit la Spitalul Floreasca un adevărat înger. Este un profesor universitar, specialist în chirurgie plastică și reparatorie și a salvat viața Mădălinei. Nu mai avea nicio șansă. Dacă se mai întârzia o zi sau două, murea virgulă, ne-a spus, la acea vreme, cu lacrimi în ochi, mama vedetei. Unii mei erau suta infectați din cauza implantului care era model din 1974 și nu era pus bine. Erau necrozate țesuturile. Am fost la un pas de moarte, a declarat Mădălina Dumitru la o emisiune TV. De Ion Ce de România s-a judecat cu Nicolae Guță pentru pensia alimentară. Micuța Nice s-a născut în urmă cu 5 ani, dar de mai bine de 3 ani este crescută doar de mama și de bunica maternă, tatăl ei natural uitând practic de ea. În vara lui 2017, Mădălina, alias de Ion Ce de România, l-a dat în judecată pe Nicolae Guță, tatăl fetiței ei. Aceasta le-a solicitat judecătorilor să stabilească cuantumul pensiei alimentare pe care Nicolae Guță trebuie să îl plătească pentru fetița lor, Anais, iar procesul s-a terminat în 2018, în martie, judecătorii stabilind că manelistul trebuie să achite 274 de lei pe lună pentru întreținerea și creșterea fetiței. Toate acestea, la începutul acestui an, relațiile dintre de Ion Ce de România și Nicolae Guță s-au mai dezghețat, iar Anais a avut ocazia, pentru câteva ore, să stea alături de tatăl ei, la Petroșani.